microfon. Ați văzut, s-a făcut o recunoaștere rapidă, am identificat victima, am încercat să vedem dacă sunt alte. Vă rog frumos să stați nemișcată, tot o să fie regulă. Vă puteți să respirați. Paramedic, clarea victimei comunică? Da, victima comunică, este doamnă aproximativ 30 de ani. Ok, să menții legătura cu ea, dacă se schimbă ceva, te rog frumos, Manu. Bun. În prima fază, paramedicul a reușit să ia legătura cu victima. O să observați că tot timpul stă în fața ei. Nu stă în lateral, să nu își întoarcă capul dacă are leziuni sau așa ceva. Băieții s-au pus să stabilizeze mașina. Despre ce povestea mai mult. Revin. Colegii mei o să lucreze la stabilizarea mașinii. Medicul care intră înăuntru o să încerce să se pună în siguranță și înăuntru, adică dacă sunt ei în contact, mașina este sub tensiune, o să le scoată, o să îmi spună gradul de încarcerare, adică să știu cam la ce să mă aștept, cât este deprinsă victima înăuntru și o să încearcă să facă spațiu pentru al doilea paramedic care o să-l ajute să pregătească victima pentru extragere. Da, pregătește oxigen. Cum stai? Lasă-l acolo pe prelată. Bun, după ce termina stabilizarea, ne întâlnim la prelată să hotărâm mai departe ce facem, da? La colegii mei, vă rog frumos să nu vă... Paramedic, te rog frumos să spui dacă s-a schimbat ceva în starea victimei. Nu s-a schimbat nimic în starea victimei, totul este în regulă. Așteptăm să intrăm la victimă. O să facem loc. În cel mai scurt timp, colegia mea o să intre la dumneavoastră, vă rog frumos să nu vă agitați. Și mă rămâi pe cază. Rămâneți nemișcată. A suferit un accident de circulație, nu va cărea posibil să vă fi lovit la coloană. Escalarea adică de bine, 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 Botea, să-l ajut să înlătură sticla și să faceți protecția acolo, da? Fiecare operațiune are un anumit timp de desfășurare. Nu se întâmplă ca și în filme. Fara a intrat, vedeți, și dumneavoastră se lucrează în ritm alert. Nu putem să ne grăbim mai repede, deoarece punem în pericol viața victimei, da? Deci trebuie toate făcute după niște pași. Să pregătesc o să-i fie pentru paramedic, da? Așa. George, să mă anunț dacă se schimbă ceva în starea victimei, da? Nu s-a schimbat nimic în starea victimei, așa să intre. Bun. Simon, da? Se pregătește să intre în spațiu. Colegul meu să intre.